Societatea Horticultura S.A. se ocupă de îngrijirea spațiilor verzi din zona centrală a Timișoarei. În urma acțiunilor de întreținere demarate, timișorenii se bucură acum de parcuri curate și viu colorate. Este răcoare în parcul Regina Maria, care a devenit mai colorat după ce colegii noștri au plantat exemplare de begonia, gazania și ageratum, transmit reprezentanții societății. Horticultura se află în subordinea primăriei municipiului Timișoara, iar angajații societății sunt responsabili de aspectul zonei centrale a orașului. Societatea anunță că plantările continuă în parcul Corneliu Coposu și în zona podului Michelangelo.